Hei, salut prieteni! Am ieșit și eu din casa, acum e ora 2. Mă duc până într-un mall să mă întâlnesc cu un băiat. E și el tot youtuber, face niște chestii mișto, sketch-uri. Am văzut că și-a deschis un canal de vloguri. Mă duc să mă întâlnesc cu el, poate facem ceva interesant împreună, un sketch, ceva. Că YouTube în principal despre asta ar trebui să fie, comunitatea asta de youtuberi, crearea de noi prietenii, colaborări interesante. E o curbă aici atât de strânsă că niciodată nu filmez când o fac, mi-am dat seama acum. E foarte frumos afară, sunt minus 1 grad, zice mașina, dar e soare. Ia uite. Zăpada începe să se topească pe aici, pe acolo. Ce lumină proastă așa, doar dintr-o parte, partea asta e negru. Nu știu cum se vadă pe calculator, mă rog. Am ajuns în parcare, dar nu găsesc intrarea. Super bine semnalizată parcarea, ăștia. Bună ziua, canalul lui Bogdan. Eu sunt Gabriel Pintilie și el e Bogdan, unde e canalul lui, al lui Bogdan. Trebuie să mă cunoască, nu? Îl cunoașteți pe Bogdan? Dacă nu mă cunoașteți, dați subscribe. Da, dați subscribe. Dacă nu mă cunoașteți nici pe mine, dați tot subscribe. Nu știu cât o să se audă, dar mă rog. Am ieșit un pic să ne plimbăm pe afară în speranța că e cald, dar s-a cam răcit. De fapt nu s-a răcit, a început să bată vântul. Am pus aici să fac un time-lapse, eu. Și acum stăm și înghețăm. Plec și eu spre casa acum, l-am lăsat pe Gabi acasă. O să vă las link-ul canalului lui în descriere dacă vreți să vă uitați ce face, să vă abonați. Probabil că pe viitor vom face niște proiecte interesante împreună. Mă duc până la tata acum și am văzut ceva aici în Popești care se întâmplă pe tot București, cel puțin. Deci nu înțeleg drumarii ăștia cu frezele, cu excavatoarele. Nu curăță până la bordură. Curăță așa, mai lasă lângă bordură 30 de centimetri. Ia uite, aici, de exemplu. Aici, asta nu-i curățat până la bordură. Aici, nu-i curățat până la bordură. Și atunci... Bă. Și atunci, din două benzi cât erau aici, aproape două benzi, că te încadrai la fix cu două mașini. Am rămas una și un pic, adică în cap pe o mașină și un om. Dai seama că ai nenorocit circulația aici. Da, mă, freza aia un pic mai în dreapta și să facă tot drumul așa. Eu nu găsesc explicație, dacă știți voi de ce se întâmplă, de ce fac așa, poate cine știe, poate ar avea vreun motiv pentru care curăță doar mijlocul așa și nu curăță până în margini de tot. Hai că înțeleg un bulevard unde ai 4 benzi, mai înțeleg, dar aici unde abia ai 2 benzi. Gata, am plecat de la tata. Abia acum am reușit să iau camera în mână pentru că am tremurat până în mașină, că da, se încălzește greu. Și când am plecat de la tata, am deschis mașina aia, mi-a arătat minus 1 grad și după aia pe măsură ce mergeam, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, acum sunt minus 7, dar încă scade. Adică se lasă seara și se lasă frigul grav. Am auzit o chestie la radio acum care mă descrie perfect, zicea unul. Eu m-am trezit dimineața odată, ba, și n-am fost om toată ziua. Așa sunt și eu cu 300 dimineața. E grav cu 300 dimineața. N-am mai fost acasă, am venit la Ana, așa că după care puteți uita. Întrebarea de azi e în tonul ăla de ieri. Adică BMW, Audi sau Mercedes. După cum v-am mai zis, eu am avut 2 BMW-uri, așa că sunt mare fan BMW. Dubla 3. Am zis perfect prima oară. Dubla 3. Dubla 5. Pa! Pa! Dubra 6! Dacă îți place ceea ce fac, nu uita să-l... Hai, deconcentrează-te, uite-l mult la tine. Nu e vorba de asta. Dacă îți place ceea ce fac, nu uita să dai subscribe, să-mi lași un like și să le arăți și prietenilor tăi ceea ce fac eu. M-am repetat, dar nu mai zic încă o dată că o greșesc sigur. Hai că ne vedem mâine. Pa! Abia țin ochii deschiși. Nu e chiar așa fric pe cât mă așteptam. Mă așteptam să înghețe nasul cum ies din scară, dar...